Mergem oarecum paralel cu subiectul de la Survivor, pentru că vine Gheboasa alături de noi, care și el a fost la Survivor, la Faimoș, dacă țineți minte. A părăsit competiția cu lacrimi de crocodil, pentru că era foarte greu să stea departe de jumătatea lui, de iubirea lui, de carieră. Țineți minte toată povestea, nu mai reiau. În schimb, omul ăsta este aici și, deși este tânăr, știe ce înseamnă viața asta grea, pentru că vreau să spun ceva. Gheboasa a fost abandonat la naștere. A crescut o perioadă în plasament pentru că tatăl său era la închisoare. A crescut apoi în Șerpărie, un cartier rău famat din Târgoviște, și a trebuit să depășească orice obstacol pentru a ajunge cine este la astăzi. Așa că Gheboasa are o poveste care este uluitoare, nu e ușoară, și îl poftim alături de noi. Gheboasa! Bună ziua și bine te-am găsit din nou, Cătălin. Ce prietenul nostru. Bună ziua și bună ziua și bine v-am găsit pe toți. Știi ce? Le spuneam oamenilor în felul următor, că tu ești un băiat care știi ce vrei de la viață și că ai trecut prin multe în viața ta. Da, da, da. Pentru că nu știu câtă lume știe chestia asta sau ce povesteam noi, că tu practic ai fost abandonat la naștere. La naștere, da, am fost abandonat. Eu te aveam și adăși la fel. Da, am fost abandonat la naștere pentru că mama mea cred că nu m-a vrut. Acum a venit cu o poveste nouă, cum că nu are condiții. Mama mea care m-a făcut mama biologică, scuzați-mă, oameni buni, că am intrat direct în subiect, dar chiar îmi doream să vorbesc despre asta. Dar tu ai cunoscut-o pe mama ta biologică? Da, eu am cunoscut-o, o cunosc. Față-n față, adică? Da, da, cum să nu? Pentru că tatăl meu zicea mereu, du-te la mama ta, vorbește cu ea, cunoaște-o, pentru că o să ajungi la vârsta mea și o să-ți pare rău că nu ai cunoscut-o și nu știi cine e mama ta cu adevărat, nu știi nimic despre ea. Și când ai văzut-o prima dată? Eu am mai văzut-o și când eram mic, pentru că mama ei venea, gen bunica mea din partea ei, venea la mine la vizită când eram la orfelinat. Nu mai mi-aduc aminte exact cum arăta bunica, dar pe ea mi-aduc aminte exact, pentru că pot să dau un search pe TikTok și să o găsesc, pentru că în primele videoclipuri ei, în care zice da, bună ziua fanii mei, eu sunt mama lui Ghebe, lui Gheboasă. Vreau să ajung la acces direct, vreau să iau și niște bani de la el. El e băiatul meu, dar vreau să-mi dea și mie ceva. În fiecare an în care a fost ziua mea, adică nu vreau să fac o dramă din asta, că am trecut peste, și dar de fiecare dată când a fost ziua mea, nu așteptam bomboana aia, știi? Poate așteptam mama să vină să văd ce are să-mi zică cu adevărat, știi? La mulți ani sau orice altceva, nu-mi doream nimic special de la ea. Dar niciodată nu venea acolo. Chiar dacă, nu știu, eu stăteam la 15 minute de mers pe jos, adică la câteva cartiere. Adică tu spui că mama ta s-a activat acum de când ai devenit cunoscut și... Da, de când sunt cunoscut și a auzit că... Te descurci, faci bani și asta și atunci da, practic a zis că vrea o bucată și ea din ce fac eu, pentru că ea merită. Vis-a-vis de asta, nu vreau să o atac sau să fac ceva de nu, genul, pentru că nu renunț, eu o respect, înțelegi, eu respect, pentru că ea mi-a dat viață și din cauza ei eu sunt aici alături de tine astăzi. Dar ea mai are încă doi copii în Spania pe care i-a abandonat. Iar unul dintre ei seamănă leit cu mine, mi-a zis tatăl meu. Tu i-ai cunoscut? Nu i-am cunoscut, pentru că și ea la orfelinat. O fată și un băiat. Și mai are o fată pe care a crescut-o și e cu ea plecată în altă țară. Nu știu asta exact. Asta că prima dată ai spus că ai întâlnit-o pe mama ta când erai mic și a venit la orfelinat. Da. Cu atunci aminte când a venit cu bunica ta, mama ei. Da. Dar după aia când ai cunoscut-o mai bine, adică să poți să vorbești cu ea, ți-aduce aminte? Da. Aveam 12, 13, 14 ani, am văzut-o, o vedeam și prin oraș. Dar au fost unele dăți în care ne-am văzut și poate nu ne-am băgat în seamă sau nu ne-am salutat, știi? Și chiar îmi doream să aud povestea reală, pentru că... Dar tu o simți pe ea ca o mamă? Ea e ca o mamă pentru fata ei, pentru că de fata ei probabil a avut grijă. Dar pentru tine nu? Pentru mine nu, ea e o mamă pentru că m-a făcut și pentru asta o să o respect toată viața, dar... Da. Nu m-a căutat niciodată. De aceea, poate ți-a dat vreo explicație de ce nu te-a căutat? Mi-a dat o explicație, cum că nu avea bani, nu-și permitea să mă țină, nu avea condiții, dar în schimb bunica mea îi oferea tot, bunica din partea tatălui, care tata era la închisoare, bunica mea îi oferea tot, casă unde să stea cu mine, mâncare, bunica mea muncea și putea să o ia și pe ea cu ea la locul de muncă, dacă nu să stea acasă până mă făcea mai mare, și bunica mea ar fi reușit, pentru că bunica mea e un erou și bunica mea a crescut 7 nepoți cu o bucată de pâine, ne-a crescut pe toți, crede-mă, și cu cartofi și ouă, și uite așa cum ne-am crescut, ne-am făcut toți mari. Și n-a trebuit să ne abandoneze pe niciunul. Bunica de la Târgoviște? Bunica de la Târgoviște, mama Eleana. Ca să știi toată lumea, deci mama Eleana e un erou. Înțelegeți? Ne-a crescut pe toate așa, așa cum a putut. Pentru mine e mamă, e tată, e tot ce se poate, Cătălin, pentru că ne-a crescut pe toți așa cum a putut. Adică ți-a crescut, timp ai stat în plasament. După ce am venit din plasament, de la familia la care eu am crescut, care m-au și botezat, pe care îi respect pe această cale, sunt niște oameni de nota 1000, nota 1000. Deci nota 1000, Cătălin.
Dar știi ce vreau să te întreb? Da. E viața ta după ce ai stat la oamenii care te-au crescut în plasament, da? Da. Viața de atunci față de viața de după aceea, când te-ai dus la bunica Leana. Cum era? Diferită? Era foarte diferită. Sau simțeai că e mai familie acolo? Sau cum? Nu neapărat că simțeam că e familie. Mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc, pentru că eu veneam dintr-o familie de români, a trebuit să vin într-un cartier de țigani, unde erau manele la maxim, unde erau înjurături, unde erau tot felul de chestii pe care adică nu știam cum să le digi. Tu la familia care te-a luat de la orfelinat, stăteai într-o familie, într-un cartier bun. Într-un cartier bun. Și când zic că un cartier bun, la 8 ne trezeam, să lua masa în pijamale, învățai, mergeai la școală, după amiază dormeai, ieșeai afară o oră. Adică aveam programul ca la niște oameni normali, efectiv. Și după când am trebuit să plec în șerpărie... Dar șerpăria așa se numea cartierul? Da. A fost o schimbare radicală, pentru că eu nu eram obișnuit cu genul ăla de oameni, cu genul ăla de petreceri până la 6 dimineața, cu muzica aia nebună. Deci, practic, tu te-ai la o viață organizată, te-ai mutat la o viață haotică. Haotică, da. Chiar așa e, că te-ai mutat la o viață haotică. Cu probleme. Cu lipsuri, cu probleme, cu oameni care furau, cu oameni care făceau prostii, cu oameni care venea poliția mereu la noi acolo să ridice oameni. Adică am văzut multe lucruri rele. Ce viață poate să aibă gheboasă oameni buni, știi? Deci câteodată când te uiți la televizor, unele lucruri nu le prea înțelegi în felul ăsta, știi? Da, da, da. Că tu la un moment dat și zici asta, gheboasa șerpăroasă. Gheboasa șerpăroasă, știi? Asta vine din cartierul din care vin eu, pentru că eu vreau să-i fac mândri pe oamenii de acolo care mă susțin și care mă iubesc, pentru că am plecat de acolo și vreau să vadă toată lumea din ce sunt făcut cu adevărat și că am văzut prea multe lucruri când am fost mic și lucrurile astea m-au călit acum și pot să le diger altfel, știi? Dar fii atent, vreau să te întreb ceva. Tatăl tău mai trăiește? Tatăl meu trăiește, da. Tatăl meu cred că se uită acum la noi, dacă știe că sunt în direct, da, cu această cale. El e în România? El nu e în România, tatăl meu este plecat în Italia, este plecat din țară, cum a fost toată copilăria mea. Dar s-am și crescut cu bunici, pentru că părinții au încercat să ne... Le-am simțit lipsa, pentru că, na, vă dați seama, erau plecat tot timpul și când veneau de sărbători, abia așteptam. Nu așteptam cadourile cât îi așteptam părinții, vă dați seama. Că na, e greu să crești fără părinți, să crești la bunici, știi? Dar cumva bunicii sunt aia care sunt părinții la într-un final, știi? Dar ai avut vreun moment de la în care era să greșești? Să o iei pe alt drum? Da. Pentru că erai în șerpărie acolo unde se întâmplau lucrurile mai puțin bune, unde vedeai ce se întâmplă, da. Și poate ți era ușor să greșești și tu să o iei razna. Și mi-a fost atât de ușor să greșesc încât am greșit, Cătălin. Și când aveam 16 ani, am fost într-un club. Un club de la noi. Și în clubul ăsta am băut și eu, am băut și prietenii mei, am băut toți. Și pe la vreo 3 dimineața, când am ieșit afară toți, toată lumea era beată, nimeni nu se mai înțelegea nimeni cu nimeni. Și s-au băut toți cu toți. Și acolo am picat și eu în bătaia asta. Și mi-am și luat, am și dat și eu cuiva, nu s-a întâmplat. Era un haos, eram și copil, aveam 16 ani, nu mi-aduc aminte exact cum a fost. Că după m-am trezit direct la poliție. Și zice, ce am făcut aici, ce s-a întâmplat? Păi v-ați bătut grup cu grup. Păi cum, domnule, că eu mi-am luat bătaie, nu s-a întâmplat. Și pentru chestia asta, eu am stat pe beci 24 de ore. Și de atunci, de la 16 ani, când mi-am dat seama că atât de ușor e să ajung la pușcărie, și pentru că nu făcusem nimic special, nu făcusem nimic rău, chiar eu am fost cel care am luat bătaie, efectiv nu înțelegeam ce s-a întâmplat, cum am trezit eu la poliție. Și de aceea mi-am dat seama că de rău l-am dezamăgit pe tata, că nici nu voiam să apre tata, că am băut, știi, alcool. Și tata când a venit la secție, m-a mirosit, vai, și miroseam așa alcool, de el mi-era cel mai rușine. Că lui n-aveam cum să-i greșesc, pentru că tata era un om mai dur așa, el voia să ne învețe, pentru că el a crescut pe stradă, a fost vagabond, a fost părneaș și el știa ce e pe stradă. Și el era un om mai dur și mai serios așa și voia mereu să mă învețe, să-mi explice copiii altfel. Exact, voia să-și vadă copiii altfel. Tocmai de-aia am făcut foarte mult sport de când eram copil și am jucat la FC Chindia Târgoviște. Pentru că el vrea să te vadă altfel decât a fost el. Decât a fost el. Vrea să-mi asigure al viitor, știi? Si? Și cumva, ca să ne asigure al viitor, trebuia cumva să ieșim din cartierul ăla și din zona aia, pentru că acolo se întâmplă lucruri de astea. Și atunci când a venit la tine, ai simțit că l-ai dezamăgit? Am simțit că l-am dezamăgit cel mai rău și de atunci n-am mai făcut nicio prostie, n-am mai stat cu niciun grup, am pus stop la prieteni, mi-am văzut de relația mea, de treaba mea și atunci m-am și rugat la Dumnezeu, am zis, dacă scap de asta, și am, bineînțeles că am și scăpat, că nu făcusem nimic. Sunt foarte credincios și tocmai din cauza la Dumnezeu, că m-a rugat foarte mult și am crezut, păi sunt mustață în visul ăsta, Dumnezeu m-a adus aici. Tot nimic nu e întâmplător. Vrei să fii pe scenă, vrei să fii artist. Da, asta îmi doream să fiu. Îmi doream să fiu artist cu orice preț. Cum mi-am dorit să juc și în filme, la fel, cu orice preț. Și visul ăsta cumva a devenit realitate peste noapte și m-a luat până așteptate. Cătălin, mie nu vine să cred. Eu mi-am dorit toată viața să ajung pe Hepilica. Păi sunt pe Hepilica, dar pe Hepilica nouă. Nu știu. Da, aia veche cu flori, o știai? Da, cum să nu? Mă uit la tine de când eram copil, Cătălin. Cum să nu?
îți urmăresc emisiunile, chiar visam să fiu aici. Ba chiar când te-am văzut la film, la ce film ne-am văzut, nu mai știu. La Team Building. La Team Building, da. Chiar voiam să te întreb, Cătălin, când mă chem și pe mine la astea cu sosuri? Când mă chem? Te rog, cheamă, că vreau să apar, vreau să vin la tine. Tu zici cu sosurile alea picante, nu-ți dai seama că poți să arunci trăpul în aer. Tu știi cum e? Se face dezastru, șoc. Nu contează de acolo, din industria asta, eu, nu știu, eu cred că sunt singurul care sunt cel mai versatil. Eu mă iubesc cu toată lumea, Cătălin. Eu iubesc toți artiștii, eu vreau să cânte toți, eu mă iubesc pe toți, frate. Vreau să le spun oamenilor că dacă povestea ta poate să fie pentru cei care se uită la noi ca un mesaj, poate să fie că, băi, nu contează cum îți dă viața la picioare, contează să lupți și să... Exact, da. Ce ai zis tu pentru visul tău, ți-ai pus un obiectiv, bă, vreau să fiu cineva, vreau exact. Să ies din șerpărie, vreau să voiam să voiam să ies de acolo. Uite, cred în Dumnezeu, vreau să reușesc să ajung. E foarte greu să ieși de acolo. Da, am putut. Poate sunt alți oameni care se uită acum și sunt anturaje proaste. Care pot să-ți distrugă viața. Grupuri asta, proaste, grupurile, știi? Asta. Și uite, tu te-ai rupt, ai zis, bă, nu, vreau nu să vreau. Fiu gata. Nu mai vreau. Am, până la 16 ani atunci, când am făcut prostia asta și mi-am dat seama ce înseamnă anturajele, mi-am dat seama că eu am rude în pârnaie, am rude în închisoare, am rude care au stat toată viața la închisoare, am 10 ani la zi cu zi la închisoare. Nu vreau să ajung acolo, Cătălin. Eu sunt cam printre singurii din familia mea care are să fac ceva care chiar e de apreciat, dar eu mă mândresc cu asta, de ce? Pentru că am vrut să-i fac pe mine mai mândri decât sunt eu de mine, știi? Că ai mei, alor mei nu le vine să creadă că eu am vrut să fac așa ceva. Pentru că te străduiești să faci lucruri bune și să fii cineva, știi? Exact. Dar și vreau să mulțumesc pe toată lumea și mi-am dat seama că la un moment dat e foarte greu să mulțumesc pe toată lumea. Important e să știi tu în sufletul tău că nu greșești față de alții și asta contează. Da, vreau să mai vii la noi la emisiune. Eu doresc de suflet să mai mă chem, pentru că mie îmi place energia de aici. Îmi plac toți oamenii de aici din platou, îmi place Maxim de tine. Astăzi a venit și cursa de la Survivor. O femeie de nota 10, frate, ești de bun.